Domnilor, aplauze pentru Doina Teodoru! Doina Teodoru, o ființă ireproșabilă, sociabilă, îmi place. M-am obișnuit cu Doina Teodoru după atâtea sezoane de grindină. Dă-i tată. Doamne Dumnezeule. Mi-a plăcut foarte mult și în America Express. Ce pot eu să zic? Mi s-a părut schimbată că am văzut-o finally with make-up. Adică era, m-am obișnuit cu fața senină, nemachiată și cu pistruii ei drăgălași. Și mi s-a părut din start diferită, știi? Deci nu-mi vine să cred că o să ajung. De fapt, nu credeam că o să mai ajung vreodată aici. Știți, când am ajuns în Mexic, mi s-a părut cea mai periculoasă experiență din viața mea. De fapt, mă rog, oriunde ești cu bordea și cortul e periculos, pentru că ăștia atrag oameni mereu. Bine, mă rog. Mai puțin la spectacole. Poate nu mă înțelegeți și o să vă explic. Bordea are ceva sfânt în el. A zis la un moment dat că nu se mai întoarce la Capatos și avea dreptate. Pentru că s-a întâmplat o minune. S-a ridicat de pe canapea și efectiv a mers. Hey! A pășit! It's live! Poate să meargă! Nice! Nice! Când a apărut la America Express, oamenii au avut o surpriză fantastică, descoperind că și vorbește. Ha, și cine știe ce s-ar mai fi întâmplat dacă nu ar fi apărut cortea în calea lui. Însă știți cum se spune, orice obstacol e făcut să fie dat la o parte. Vreau să vă dezvălui câteva lucruri pe care acești uriași comici le țin departe de oameni. De exemplu, Cătălin este un tip foarte sensibil, cu un chip de dur, dar când mă atinge mă face să mă simt femeie și... Aici mă refer la Cătălin Scărlătescu. Chifteluță! Eu n-am avut emoții. Despre Bordea nu știu exact dacă este sensibil sau nu. Știu doar că până în America nu era un tip foarte empatic și mai știu că până atunci nu știa foarte bine nici ce înseamnă cuvântul empatic. El a trecut pe la școală doar pentru că asta era ruta autobuzului său în drum spre Cârciumă. Apropo de autobuz, aș vrea să reamintesc despre un moment destul de trist din viața lui. Și anume că a jucat cândva în serialul Fete cu lipici. Mamă! Nu știți? Am aflat azi. De fapt, asta l-a și recomandat pentru emisiunea lui Capatos, unde apăreau fete care doar lipici aveau pe ele. Cătălin locuiește la țară, nu pentru că are bani și își permite să stea departe de București, ci pentru că își cunoaște foarte bine locul. Prima lui mașină de lux a fost un tractor. Primul lui coleg de stand-up a fost o sperietoare de ciori și, uite, că după atâta timp s-a întors la prima lui dragoste, cortea. Are o soție la care ține foarte mult și ea nu l-ar părăsi niciodată pentru că el i-a cumpărat mașină ca să fie sigur de asta. Da. Bordea nu atinge carnea și de asta a și fost nevoit să ia mașină ca nici carnea să nu fie supărată. Mamă, de capul meu! Bun! Are foarte mare succes în afaceri și asta pentru că este un tip care nu lasă nimic la întâmplare, în afară de cariera lui. Nu mulți pot spune că l-au bătut la vreun joc și asta pentru că bunica Aspazia nu a mai lăsat pe corpul lui niciun loc unde să nu fi fost bătut deja. E rea, bă! De fapt, motivul cel mai important pentru care are atâtea tatuaje a fost că trebuia să astupe într-un fel cicatricile. Respect, probabil, probabil aștept să spun ceva și despre cortea. Oh, e, ce? E, nu. Așa cum și el așteaptă să se spună ceva despre el de vreo 20 de ani încoace. Măi, Nelu este un actor. Da? A jucat pe cele mai mari scene ale României. Și vorbim aici despre Nelu Curcă din serialul La Bloc. Bun. Mulțumesc. Bă,
e chiar impresionantă asemănarea de nume, nu vi se pare? Ideea e că pe Nelu l-au marcat pe viață cuvintele lui Shakespeare. Lumea întreagă e o scenă și toți oamenii sunt actori. Cum să te urci tu pe scenă când abia poți să cobori? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow. De grașcă mai devine. Cândva el intra în deschiderea lui Micuțu, care între timp are o relație serioasă, așa că nu mai e cazul. Hai mă, bă, ți-a primit, așa da. E mică, e mică și rea. De fapt, Bordea l-a încurajat să urce pe scenă. I-a zis că are glume care merită spuse. Așa a ajuns Cortea să-și dea seama că Bordea îl mințea. Acum este în juriul la umor, ceea ce merita cu siguranță oricine altcineva. Dar aș vrea să vă împărtășesc un pic din experiența mea de la America Express și cu alte personalități. Cum ar fi Puia? El a zis la un moment dat că va fi dat afară din rap din cauza Melindei și a avut dreptate. Bă, e foarte greu să faci hip-hop în haine croșetate de nevastă ta. Oh, au, aoleu. Aoleu. O snap. Snap attack. Snap attack. Bă, frate, v-am zis, e rea. E rea, nu stai lângă ea. S-a îmbrăcat și în Pantera, ai văzut? E on fire. E o felină foarte periculoasă care se simte în elementul ei atunci când vorbim de rău. Și le dă din poanie așa, da, adică știe... Parcă nu face niciun efort, e numai... Hai că vă zic, pac, pac. Despre Buta și Joaquin am numai vorbe de laudă. Buta și Joaquin... Poate nu vor ajunge în rai. Aoleu, aoleu, cum a fost asta cu raiul? Și cu suflet. Femeie, oprește! Hai, auzi! Hai, viață înainte! Aoleu, mă! Ce ți-au dat? Curaj! Bani! Aruncați cu apă! Ei, eu mă bucur! E de colecție, trebuie. Tot pentru mine a fost gluma. Nu mai contează restul. Însă favoriții mei au fost de la început Bordea și Cortea. Pentru că ei au ceva ce Chelu n-a avut niciodată, nici măcar cu el însuși. Și anume chimie. Sunt o farmacie pe roți tot timpul, stai calm. Top, mă, top! Delia s-a cam panicat când a văzut că vine Cortea în juriu. S-a panicat pentru că la cabine vine mâncare numai pentru 4 persoane și abia îi ajunge lui Nelu. Cum îi împărțim tot? Însă... succesul de care vă bucurați, iată că v-a adus până la sala Palatului. Ați avut 3 spectacole, unul după altul. Bravo! De ce nu spui, domnule, nimic? Nu știu, probabil v-ați bazat pe faptul că Nelu umple orice sală doar când intră în ea. Dar... Wow, bam! Aoleu! Dincolo de orice, mă bucur foarte mult pentru voi. Sunteți niște tipi mișto și mă bucur să vă cunosc. Citesc asta de pe prompter, că nu-mi pasă. Da, nu chiar sunteți niște tipi foarte mișto. Și nu ați uitat de unde ați plecat. Asta e foarte important. Și mai ales, nu uitați că orice ați face tot acolo, o să vă întoarceți. Eu vă urez succes. Și când va fi mai rău, să mă chemați și pe mine, că vreau să asist. Bravo! Roast Master! Bravo! Yeah! Master ales! Așa se face! Așa se face, excelent! Bravo! Bravo! Bă, da! Bravo! Momentul a fost foarte, foarte fain. Adică cât nu ne plac nouă rosturile, dar Doina a făcut o treabă foarte bună. Da. Da. Nu o să mai vorbească niște oameni cu tine după treaba asta. Ce zic?